95 mai. Da, acolo 45 mai, un pic de. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Mecan.
dorește diminuarea ei, trebuie să modific regulamentul. Dacă rămâne tot așa, cine este pentru? De funcționarea acestor unități comerciale, să le numim așa, de orice fel. Adică există obligativitatea obținerii dată de regulament a unei autorizații de funcționare cu anumite reguli de orar și de clasificare în modul caien, adică să funcționăm după anumite reguli, fiecare să desfășoare orice activitate unde vrea, cum vrea și când vrea. Să stabilim niște reguli clare, au fost puse în regulament. Dacă vreți să supunem dezbaterea acest regulament, să-l amendăm sau în orice altă formă, sunt pentru această problemă, dar în primul rând trebuie să avem un astfel de regulament de funcționare a acestor activități comerciale pe raza OATM-HAC. Acest regulament prevede atât modul de funcționare și regulile, cât și sancțiuni aplicabile în momentul în care ele nu se respectă. Dacă aveți întrebări, vă întrebări, o să vă dau lămuriri pe loc. Cazul cu trotuarul, eu am zis, fără nici o afrontare.
specificat asta cu curățenia, dar referitor la terasele construite pe domeniul public. Nu am nicio autorizare. Haideți atunci să luăm o decizie, ce mai facem cu ele? N-are nimic. Le supunem taxări, le desfințăm, le... Nu știu, nu. Eu propun, deci în stanul e o realizare, propun, da, dar se dă timpul. Deci partea care e în viață, facă de timpul. Facă de interne. Păi ca să plătească o taxă de închiriere, trebuie să îi se întocmească un contract de închiriere. Pentru a se întocmi un contract de închiriere, trebuie să venim aici tot în fața lumea voastră. Legare o contractare. Da, nu se face. Adică nu trebuie să supunem că nu vine două luni, o lună, și atunci avem contractele de utilizare pe domeniu. Și dacă vreți ca să vă dăm de închiriere, nu trebuie să ne aprobăm. Nu are nici un aprobare. Și plus de asta ne-am aprobat un chestie de funcționare a teraselor pe un fotoar mai mare de teme. Și în care se vede să ne aprobăm? Nu se poate. Nu se poate. Deci nu are un aprobare. Nu am aprobare. Deci, noi discutăm, dar facem o soluție convenabilă și pentru noi, ca și primărie, de așa. Dar și pentru populație, că e populație, nu poate. Da, aici, asta e problema. Este o veche discuție, dacă nu am să vorbesc, la face referire la terasa domnului Mădălani. Dar, acea terasă, dacă stăm bine și suntem corect și pe primărie, deci, îi facem ceva. Deci, restricționată, ce e? Ca să tragă ceva, doar mare de unde este strană. De pe asta Dumnezeu se întâmple un accident sau pe timp de iarnă cu zăpadă, nu poate să tragă lumea ca atât de pe strană, pentru o mașină cu zăpadă, nu știu, eu am făcut și... Dar mă doar de unde am avut discuții. Așa drumul în momentul că va face un culoar din terasa respectivă, separat de acces, dar nu, dar acest care va face culoar nu trebuie. Nu mai fi închisă în acest lucru. Ce să zic, decizia va avea o tinerie, dacă nu știu cum aici, dar nu știu cum liberează, nu știu cum de fără, nu știu că toate circulația este desecționată în aceste zone, și nu numai la Amador, și dincolo la Cuțitul, acolo mai treci prin de mese, dar este așa. Eu aș face? Mă rog, dar așa. După aceea e vorba de și de asta la Drășca, e tot pe aici. Deci, s-a depărtat de fața la domnul Bărfoacă, în mergă și domnului sau în primarea. Deci, ce trebuie? Deci, asta este pe canalul public. Deci, a început să crea actual, s-a fost în discuție acest aspect. Eu, din punctul meu de vedere, când s-a creat precedentul, adică când s-a construit prima terasă de trotuar, nu mai puteai îngrădi pe ceilalți care solicitau. Că să dea exemplu, uite, ăla și-a făcut. Da, hai să facem, din la rizomul. Haideți să reglementăm, haideți să legiferăm, haideți să... Da. Să intrăm într-un cadru normal și de cât legal. Pentru că aș plătea să dați. Plătea să dați în fiere. Dar nu ai nici de teme. Deci după regulamentul care am aprobat noi, m-am dat trecut, n-am trebuit să-i dea niciune să-și facă față. Mai puțin cu bătăria și doamna Renuță, care nu afectează pe tot. Nu, nu știu nimic. Nu știu nimic. Mai este? Nu? Se ieși.
haideți stabiliți, în primul rând, un nivel al acestei taxe, că nu știu cum să numesc, dar închiria, închiria trebuie să fie prezentată de un contract. Contractul de închiriere îl putem face doar prin hotărârea dumneavoastră. Există un alt tip de contract, dacă mă gândesc, dacă o să-l adopt sau acela de utilizare temporară, folosință, care permite o astfel de procedură. Dar atunci hai să stabilim un nivel al acestei taxe sau pe metru pătrat sau nu știu, domnul Jumar. Dacă facem contract de închiriere, atunci să facem rapoarte de evaluare pe fiecare parte. Și când se acum, dacă mă întrebați pe mine, aș vrea într-adevăr să-i taxăm, să avem ce în casă la buget. Dacă asta este părerea mea personală, aș vrea să-i taxăm, să avem un casă la buget. Așa, pe picarea de suprafață. Dar sunt niște răzăuze cu voastră. Nu, 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 domnule, deci să rămână loc de trejă, un fel de trotuar, prin terasele lor. Să fie marcat ca așa, cu jumătate, cum vreau privată la așa. Dacă e foarte clar, domnule, pui o bară, lași un metru de la ăla până în Dunga Praforvici. Pui o bară acolo și acolo lumea poate ceva nimic. Nu să mergi ca tot tu și acolo și acolo, nu mă avea că nu mai e. Deci să rămână trotuarul liber, clar. Cel puțin un de trotuar și vezi un chiriat. Vara nu l-a legat de nimic. Ba da, că trebuie trage la scaunul. Trebuie să trage la scaunul cu masa așa. De pare că poate trece cu scaunul și cu masa. Așa vă răspare să trage unul cu masa așa, unul cu masa așa, unul cu scaunul așa și la blocatea acolo. E marcat clar. A pus mese și față la urmă. Păi da, domnul. Domnul Păstrie. Eu sunt de acord. De fapt, așa am și aprobat și mandat de la Camera de Deputate, dar având în vedere acum așa, în pandemia asta, e nevoie de spațiu suficient pentru a se putea ajuta învățarea, ca să intre legalitatea cu Grânsensiu, ca să plătească taxe, cum s-au făcut într-un loc, care avem taxe stabilite, taxe speciale sau taxe de trei. Chiar dacă nu mai încheiem un contract. Dar deci asta vrea să folosești cu trei. Pe doar dacă îl folosește, dar în același timp, de fapt, cum spunea domnul Stâncu, cum am stabilit cu șarul trecut sau cu anul cu într-o parte să lasă loc de trece. Adică să fie delimitat, fie, nu știu, prin o bară, fie prin altceva, sau să nu pune peste acea zonă, ca să poată circula. Noi așa am avut o înțelegere la lumea respectivă, am depus și ele un angajament, pentru că la lumea respectivă e vorba de trasa la Năvăzdanii, și părerea mea este că, aducând bani la buget, să intre tot de legătate, pentru că să putea să facă, dar să lasă același timp și totul în limită de acces. La FAO există posibilitatea pentru ei. Corect, la FAO. La FAO există posibilitatea pentru ei. Deci nu... Dar la voi, nu ai un lucru. Să lăsați mă pe fiecare caz de bani. Să se pune la executiv, să se pune pe ei. Dar mă vădă, în discuție cu ei, în afara terasei, se poate intre un totul și se putea la FAO. De acord cu domnul Mosele. Și asta problema mea, nu se vrea asta. Nu să mai facă într-un trotuar în drum, mă ocupă drumul, n-are loc și nu. Și vreau să vă spun, e foc de partare care se folosește. Și așa, și vreau să zice aglomerații cu mașinile în Mehania, dacă și pe la noi nu stăm. Nu, să rămână la mașină, să lasă loc de trecere acolo din trasă. Păi, e prea că e un metru jumătate, nu la noi, nu lasă loc de trecere, dar domnul Mabodani are nici nu se dea jos și dă nu se zonă, dar nu am zis că e să vă mai întâi pe interior, cum vezi? Așa a fost acceptat, dar nu a fost acceptat. El și închide terasa. Da, a venit vara, a venit pandemia, a murit toate. Bine, și apă în funcționare o țără să închide la închide. Aceea am închide terasa. Am avut o terasa și nu știu ce vrei să cum stabiliți, așa procedăm. Cum stabiliți, așa procedăm. Dacă stabiliți în forma în care s-a discutat să rămână trotuar de traversare, sunt de acord, dar totodată o să vă rog să stabiliți și o taxă pe metru pătrat. Pentru
se poate de sezon. Mai sunt mai centrale. Nu, mă spune dacă mai are un breșca, nu știu cum sau locale stare, fără centrale. Eu aș propune una unitară, pentru că toate sunt concentrate pe lungime de 100 de metri. Toate sunt concentrate în centru. Mai mult sau mai puțin, care e centru, că și aici, la cuțitul, e foarte faină terasa amplasată, adică locul ei. Și la Matodani la fel, și la Drăgea la fel, și la Lunță. Deci fiecare are avantajele, dezavantajele sale. Și mai mult. Mergi la clubă, la clubă. Incendiul care a avut loc la dânsul după casă. Dacă
Da, vă rog. Am redactat asta, așteptam ședința de Consiliu, adresă către Prefectura Carol Severin, căreia îi ceream sprijin în ceea ce privește legalitatea adoptării unei hotărâri, fie adoptată de către noi în urma elaborării bugetului și a banilor care se prevăzut în buget, fie dacă Prefectura Carol Severin are altă opinie în sensul promovării unor alte acte normative, să ne dea răspunsul. Noi, până după ce se adoptă bugetul, care estimez pentru o săptămână, și atunci, până la acea dată, vom avea, vom ști pe exactitate, iar după ce se aprobă bugetul, dacă nu este contestat în termenul legal, putem dispune dacă Prefectura consideră că putem noi să dăm la tot. De ce vă opuneți? Așa am impresia. Eu am adresat Consiliului Local o cerere. În fiecare an, în urmă, și știți și dumneavoastră, s-au acordat. Eu nu o spun. Dar spuneți, Prefectura mi-a dat următorul răspuns, știe și domn primar. Și citiți în lege că știți unde să citiți. Nu, Prefectura dă ajutor de la guvern. Trebuia în termen 3 zile, domnul prefect a spus, doamna Diana știa că în 3 zile se depune, trebuia să depunem actele la prefectură. Eu mă adresez Consiliului Local. Dumneavoastră vă rog să-mi aprobați și mie un ajutor. Dar am venit la autorul de Consiliul Local pe care a aportat niște ajutoare. Avem domnul. Eu am impresia că nu puteți. Eu vreau un răspuns. Puteți să mă acordați sau nu se poate? Că nu pot să stau cu tot. E tot straf. Mic ai fost și ai văzut despre ce e vorba. Nu mai am acte, nu mai am, nu s-au pierdut banii, actele, hainele. Nu am bine. Tata, e jenă să spun. Dar stai adevărul. Vă rog frumos, deci nu vreau să mă cer sau... Nu am venit oricum în minte. Nu pot. Doamna secretar, nu se opun nici de cum vrea, că simplu să știe clar că legal al acestei hotărâri. Păi a trebuit să știe. De parte, de parte, nu că se opune, doamna secretar. Nu se opune. Nu. Eu așa din vreța că... Deci, dacă mă gândiți mie, mai în urmă am avut cazul de cealul ăsta, la Natura Vărbasa, la Mihaia, la Cucua, legea 416, care prevede ce condiții se poate acorda arătarea de urgență, atât material, cât și bănesc. Potrea Consiliul Local, bineînțeles, numai unei cereri depuse, achiziție socială, un supermar, documente care stau la masă și consider că n-ar mai trebui să fie la prefectură, asta, ține cu noi, ne consultăm cu prefectura. Eu dacă nu aveam nevoie, nu veneam aici, lui tata e jenă.
Tata bolnav, roman, ce eram copil nezut. Bani și n-am nevoie de mine. Dacă nu vreți să-mi dați, spuneți-mi. Așa mă costă, lemnerea mă costă 80.000 de lei. 8 milioane, 8 lemnerii. Nu-ți costă, uite-o. Manobra 70 de milioane. Până acoperiți și părinii, păi dacă nu vreți, nu-mi trebuie. Dar nu mai stai nici voi aici. Că mă pot după capul fiecare dacă nu mă apropați și vă face un scandal de nu se mai poate. Atât vă spun. Dacă mie nu mi-a scut, cum arăt? Nu mai are nici vă bate joc de mine, vă bate de voi. Că eu... Dacă nu vreți să apropați, spune. Diana, ce vrei de la mine? Ce vrei? Ce vrei? Aproape la apă. N-ai pus-o. Nu să vă ajut de mine. Că te scot dacă arăt mai bine de aici. Că nu frumos. Bă, tot mă amânat, dar așa, dar așa. Prefectura o scute pe plan local. Păi da, spuneți-mi, eu trebuie să-mi fac acolo, măcar acoperișul mie în plouă, să distruge tot și zidurile, zidurile mei. Păi moarte porți în putut, dar la mine nu se poate. Asta înseamnă că era cu inimă. Nu sunt milocul nimănui. Când au murit colegii dintre colegi, s-au făcut chiete. Când am... Noi nimic și am participat, pentru tot s-a putut, pentru mine... Singura doamna Diana, într-adevăr, mi-a dat 50 de euro și consilierul Pepșilă mi-a donat. Eu nu sunt milou, dar nimeni nu s-a gândit. Nu am decât hainele, tata pe el, săracul, nimic. Absolut nimic. Domn primar știe că am spus, eu nu veneam, îmi pare rău de ieșirea asta, dar... Puțin, vreau să intervin un pic, pentru că domnul inginer, eu reproșat doamna Diana că nu-i vorba, ați înțeles, că ați greșit. Nu dumneavoastră este opune și cereți treburi, credeți-mă. Trebuie primi, trebuie... În buget, doamna Diana, dacă nu l-a spus o hotare, nu mai primi niciun leu niciodată. Ai bugetul făcut? Păi tocmai, dacă hotărâți, îl prinde, că nu-i bugetul făcut. Unul spune una, unul spune alta. Așa se obișnuiește. Vreau să mai zic, nu cred că situația este... Nu-i dorită de către nimeni, deci nu dorim la nimeni așa ceva, că eu am fost acolo... Domn primar a fost atunci. Ferească Dumnezeu pe toată lumea așa ceva. Dar totodată trebuie să găsim cadrul legal de a acorda acest ajutor, pentru că am mai impus o taxă aceea de traversare a drumurilor comunale și prefectura mi-a respins, a zis că am aia cu 10 lei cu ce depășesc pe... Și mi-a răspuns o prefectură. De asta vă spun că trebuie să găsim cadrul legal. Am tot sprijinul pentru Mihaela și i-am pus oamenii de la angajații noștri. Da, am ajutat. Trebuie să găsim cadrul legal de a oferi aceste. Așa. Gerința la Marică Ordinară care o poate, când am văzut un lucru, s-o cumplit din șuterea. În bine. Asta spunea și doamna secretar că îl cuvine, dar întreabă prefectura care e modalitatea de acordare. Dacă se poate puțin printr-o hotărâre de Consiliul Local să-i acordăm. Dar nu prima știți, domnul Padur, nu știți că așa ați dat. Să-mi spuneți vă rog, dacă nu știți, nu știți că așa ați dat. De ce? Atunci o să explice și cerința, că se face și un calcul că nu costă de 90 de milioane, așa mai departe. Și atunci cu felul de niște lucruri. Și în funcție de asta putem să alocăm 100 de 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 10.000. Eu n-am prezența la cameră la acoperiș, dar măcar cât de cât un acoperiș am și eu, că tot. De asta zic, când vine să stabilim, deci în funcție de asta, după care se hotărâm în buget și suma cât vine. Thank you.
sporea. Ea a rămas documentele, le-a bătit un pic de repetite și nu mai știu ce ceva mă rog. Poate 10 mii de lei în fața mea și priza. Nu am văzut că văd fac asta, unde las. Nu știu, n-am avut hotărârea, nu a fost revocată de nimeni, nu pentru ce. Cu zi că, avem în vedere să stabilim o sumă exactă și să mă spune și ajutăm, pentru că nu stau și stau eu. Doamna de aia, nu știu, până la copilul nu poți să scot un furt pe un răcit. Copilul nu poți nici în curte să scot. N-am curte, efectiv să țin în curte. Nu am cum, e bolnav 40 ani pe vreo. Nu mai am nimic. Respectiv.
Menționez faptul că centrala amenajată nu afectează pe niciun locatar. În acest sens, poate ce arătate, am convingerea că prescrie acolo primitrea unor documente. Domnul primar, dacă poți să vă arăt să știe oamenii, poate nu, nu știu, semnăturile la locatar, că nu știu, dar nu și nu poți să faci o lucrare, o chestie din aia, fără să fie legal. Dar am fost de acord, ca să am văzut atât cu Bram,
atât și el, acești piloni pentru sfârșit. Da, autorizația de construcție se poate emite de către, se putea emite către primărie, că o dăm pe orice teren care trebuie să-și facă casă, proprietate. Nu chiar dacă era niște lucruri și am spus că nu mai la cineva. Dar, din punct de vedere al ieșirii, din punct de vedere am toate la construcție și mai departe, răspunde el, nu mai spune de pe local. Băi, el a spus că să vezi să fie de acord pe interne. Trebuie să nu fac plale. Ca să fac intra legalitate. Ca da cum intru legalitate. Noi avem un metru pătrat, nu că fac așa, 50-50. Da, da. Și nu e nimic mai așa, fac de asta. Ură, nu are voie. Păi, nu e nimic, nu e nimic, nu e nimic, cu drept de folosință sau? Cu drept de folosință, pe care drept de folosință. Da, da, să știu. Nu, 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 se dă? Pentru că te rămâne de la mine. Iar mai nu, pentru că nu trăiești, n-ai de-a vă trăiești. Ăsta e stâlp, îi dai jumate așa, jumate așa. Cum dracu să-mi fie dacă o vină? Sinte legalitate. Să mă rog, să-mi fie. Sinte legalitate. Aici trebuie să facă identificare, că nu trebuie să... Da. Păi da. Sunt de valoare, sunt de legalitate. Adică se vede să-i măsoare exact, nu? Să dezmembrăm, dezlipim din total suprafața pe care e o letă de recătatați. Deci noi să fim de acord să intre legalitatea. Adică să înceapă documentația, să nu avem documentării, să nu avem documentării, nu avem documentării. Chiar dacă am putut prima tabloarea de documentării. Noi am putut tabloarea anul trecut, dacă nu știu, da? În septembrie. După 2019. 2020. 2020. 2020. 2020 în septembrie. Am schița făcută și scoase la TV-ul de la Panaite, la Inginerul, m-a lămurit. Eu atât întreb, chiar să mi fac și eu ce intru în legalitate, așa? Nu, nu, nu. Noi putem să-i dăm din o hotărâre de principiu, să suntem de acord cu întocmirea documentelor de vederea concesionării. Ca să-și facă documentele, că așa nu poate să facă concesionării. Nu am primul să-mi facă, documentele de aceea la a luat amendă 10 milioane, pentru ce am luat amendă atunci. Deci mi-a dat 10 milioane și intru în legalitate. Cum intru în legalitate? Dacă nu ai fost pentru... Noi ne vorbim, ai spus la... Nu da să vă spun! Deci o propunerea noastră, domnul aviz de principiu, să fim de acord cu aviz de principiu, pentru obligarea documentației, vederea consândării a unui metru pătrat sau cât e ăla, cu prindeți dârtul. După aia, vine cu documente, cu tot ce trebuie să face... Cu inginer, pe scris, sau... Inginer care face documentația, și ne-a dat în față, atâta, e aia. Nu are legal, dacă nu am unul... Și atunci, topește de... Eu nu are neapărat nevoie să facă lumea plătește ca cel calul. Un porcoasă poate să ca un magazin, sau ce, nu știu, studentul. Coșul e altă probleme, separată. Are amenea, ea o deranjează într-o timp. Da, uite asta, că vine să de cum? Poate vă rog dați vegetarul de casă. Păi da, sau pune electric, nu are nevoie să vă rog. Au zis să fim de acord de principiu după aceea de legalitate. Lasă, cererea și după aia un fapt drept. Dacă dăm avizul de principiu, nu avem nicio problemă cu toată. Până să vede concentrația cu interiorul, cine e avizul lui. Să concentrați cu cineva, că suntem pe așa de principiu cu... Avem de principiu în vederea tocmei de pe care ai făcut. Da, dar pot să-mi fac asta. Ce? Eu am depus să le apăr să-mi fac documentele. Dar așa nu fac așa. Doar ai făcută și schiță, ai făcută tot acum. Dar documentele prezintă la comisie. Deci noi avem și schița făcută, avem? Deci ce documente ai, un proiect, ai... Le-am depus la asta, nu pot să-mi fac până nu fac pe ăsta. Dacă nu îmi dai nici așa, cum dracu. Adică e o amendă și nu îmi dai acte să intru în legalitate, eu nu înțeleg asta. La ce m-ai dat amendă? Nu m-ai dat amendă, unde-s bani? 10 milioane-s bani. Și mie și lui Bramă, mi-a dat amendă pentru ce? Bine, a fost atunci.
Păi, dar aia, aia, dar și eu am plătit veterinarii de bani. Și eu pot să intru în legalitate, dacă nu îmi dați aprobare de o cerere. Bun. Ce dracu, nu am făcut mare lucru. Nu a fost o
problema a fost alta. Dacă mă întrebați pe mine, o să vă spun în particular și cred că cu toți o să înțelegeți din ce motive nu am pus aprobe. Dar toate comunele, majoritatea lor au taxe. Ce nu Râmbova? Da. Mi-ai traversat o sală. Au taxe, domnule, nu le mai revocat taxa. Cine răspunde pe toți oamenii de pe Valea Mare, mă fac sesizări că se afectează de tot ceea ce înseamnă minaje grele, cu piață, cu tot ce se trece pe acolo. Da. În Țigănia. Da. Cine răspunde de tot deranjul care se face atât asfaltul ce va veni la casă, cu tot ceea ce înseamnă? Cine răspunde? Bună ziua! Îți spune, cel mai mult ciment s-a băgat pe mala lui Dumnezeu. Nu, am voie la cuvânt, am de nu ai ce să mai... Cel mai mult ciment s-a băgat pe mala lui stânga, da? Nu mai critica pe alții, nu ne zgândra cații. Aici e băgat bitul din partea. Băi, doctor, ce vrea că nu te nu știi ce asta, mult? De rușine să te curați? Dacă te dă judecată pe mine, dar așa că te mitu, puiule, pe intertopul, te dă gărgura la bară, și mai spune cum îl fac unde-a trebuit. Taxa aia revocată, prefecturul a zis că nu este legal. Următorul proiect este pentru stabilirea, un regulament de stabilire și sancționare a faptelor, care constituie contravenții în domeniul militar gospodăresc, ordinea plăcerea ingenua publică, întreținerea terenurilor și curților, prevenirea incendiilor, precum și protecția mediului comun amenajat. Aici vreau un amendament. Sunt pe străzi tot felul de grăbezi de pietriș, pisici, prevăzute. Sunt prevăzute de toate reglamente. Mașini dezafectate, utilaje, aiure. Sunt prevăzute de toate reglamente. La vremea ta nu ne-ai văzut acolo. Nu vreau să dau ție amendă, prima. Mă duc aici, m-am făcut o grămadă de poliția. Eu am făcut o grămadă de poliția. Lasă-mi să fac o grămadă de poliția. Ai chemat o grămadă de poliția și te amezi. Păi eu ți-am făcut ție acasă. Nero. Nero, e pe locul meu. Spune-o poliția. Ce e vorba? Ai zis ceva de mașini? Da, mașini care nu au plătit din poliția pe comuna noastră. Sunt și eu. Deci, am trecut în regulament tot ce am găsit util pentru comuna noastră. Înțelegeți? Și depozitare, și parcări, și abandonări, și tot ce înseamnă spații în domeniul public sau privat au luat de mehania. Atât balast, pietriș, tot ceea ce înseamnă uleiul sau tot ce înseamnă o gospodărie comunală. Iar am făcut. Majoritatea avem grădini care deținem în corpul niște poste, dar asta de nasă mai ține nimic. Majoritatea aveți bani cu mașini, poate și cu mașini de țin drum. Nu, ai interpretat deci sau n-ai citit deloc reclamentul. Nu, 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 am și eu o problemă. O să... Sau la Paște. O la Zâmba la Paște. Nu e o scurt, e lege. E lege, mai ales, mai ales, n-ai voie să dai foc la... La lege, la bază. E lege, da? Dar mai decât din lege ce-am contopit într-un regulament. Nu am făcut alte prevederi în afara cadrului legal. Acum că e ok, așa nici o reproșanță nouă, de ce l-am lăsat pe Mandoiu, cu grani în spate și de unde se este omul mai chemare al spate? Nu e normal să pleci în afară, în sat, așa spune. Ok. Ați făcut-o la loc? Thank you.
întrebare. Dacă se mai dă, dacă se mai dă premiu sau ce se dă pentru ai sărași care au 50 de ani de căsătorie. Să fie sănătos, nevastă. Nu, s-o dăm aici. Și care au 100 de vechime în aceeași bătătură. De aia n-am. Nu l-am murit. Există prevederi legale în acest sens, trebuie să consulte legislația de specialitate. Da, păi trebuie și anul și plânge Maria după mine. Te privim de la tine și urmă, ce-o probleme. Bun. Dar îl las ce cu izlazurile vorbiți altă dată. Imediat. Scriu. Asta e urgență. Vreau să inițiez procedura de reatribuirea dreptului de administrare a suprafețelor cedate către poate interculane prin acest protocol, gen Siminicea, Marea Cernei și toate celelalte zone cedate spre administrare altor unități administrative teritoriale. Și vreau să vă cer sprijinul și votul să ne relogăm acest drept, adică dacă e proprietatea noastră, tot noi o administrăm. Și plătitorii de taxe impozite din aceste zone, plus construcții, plus ceea ce se desfășoară pe aceste suprafețe, să-i îndrumăm și să-i canalizăm către bugetul local, cum mi se pare normal de altfel. Foarte bine. Dar domnul primar, dar vrea și noi să știm cum s-a ajuns teritoriul comunii Bradia în administrarea orașului Băile Roman. Eu aș vrea că o dărâie de roșie. Dar în ce bază? În ce bază s-a făcut această cedare? Nu, trebuie să ne ducăm de căsătorie. O să trebuie de ducăm și o postul de pe care. Da. Și am învățat. Doamna secretar, vă aduc aminte, poate că nu știți, poate că nimeni n-a ieșit în sală, pe vremea când era domnul Bușoi, prin secretar al județului Caraș-Severin, prin anii 70-80, s-a mai încercat o distribuire a proprietății lui Mehadia către Herculane și a satului comunei Vuțim către Herculane. Și cei care au fost înaintea celor care după 90 au păstorit această localitate, n-au îndrăznit să înstrăineze acest teritoriu. Și acum, în vreme de în democrație, niște domni s-au așezat la masă și au cedat acest teritoriu. De la gara Herculane, Siminicea, și până la ramificația cu județul Mehedin, toată Valea Cernei. Cum de și-au permis acești oameni să facă acest lucru? Fără aprobarea Consiliului Local. Consiliul Local e Parlamentul Comunii, orașului și așa mai departe, cum e Parlamentul României. Cum? Unde islazurile de pe deasupra de Herculane, pe Domoglet, Balta Cernului, Mușuroaie și mai într-un punct. Cum a ajuns la Podei? Și noi ne necăjim că n-avem izlat pentru animale. Consemnat domnul președinte acolo în procesul verbal să se știe ce s-a discutat aici. Și ajungeți și băteți-vă și aduceți teritoriul comunei înapoi de când de mod strămoș a aparținut comunei. Ce posibilități avem? Pe care amiabilă sau pe care legală, două posibilități. Amiabilă nici în caz. Atunci pe care legală. Mă, prin instanță. Știți cum poate procesul care de trageta e minimul la 100% de... Vedeți, mi se pare... Doamna secretară, dar explicați-mi pe lumea asta, că toată oamenii nu știu. Spuneți că în perioada aceea
pentru că, deci știu ce știu, dar nu sunt bine informați. Da, domnul, a fost o ocazie. Nu vreau să zic că mă crezi că vorbesc cu răutate. Nu vreau să fiu prietenos astăzi. Dar s-a prezentat cineva în 10 ani la proces? Vă dau chiar de lucru frumos, că a luminat în urmă. Deci în 1980 a fost dată decizia lui Bușuit, decizia numărul 30 din mai 80, în care se trece în administrarea operativ a orașului Bădăcoane, teritoriul din orașul Bădăcoane, o suprață de teren din Oatei Mehar. A fost dată pe vremea conferată cu Sfântar Bușuit, da? După 1990, fostul primar, cu Consiliul Local, care a fost mai departe, fostul primar, am deschis proces cu primăria Ermoare. Mi-au cerut o dată de timp de 50 de milioane. Vă mai știu, vă rog. Ne-am plecat să în prima instanță. Am mers în pădurile judecat până în 1999. Când ți-o dat sentința la Timișoara, când ți-o pierdut. Deci tot vreau nimeni să fie acolo, că și-o rămas la mea, la administrat, la mea, dar nu era forma de proprietăți. Era vorba de administrare. Deci aici discutăm. Și acum tot de administrare, nu vorba de proprietăți, cu la ceva proprietate. Proprietatea e sfântă, proprietatea așa nu mai e la lume haine. Deci pe Valea Cer. Care e noi. Deci ea există asta din punct de vedere a legii 50. Din punct de vedere, nici de cum. Că îi se proprietăresc în persoanele Pantulul sau Popescu sau altceva. Dar să știți că așa nu mai e. Deci e doar. Și aici ca să lămurim niște drepturi. Că poate nu știu. Deci s-o judeca la lumea respectivă. Pastor, după 90 până în 2000. Apare în 2010 sau 2011. Ordonul prefectului. De constituirea comisiei de grăbiți. De grăbiți, în baza legii, în baza legii de grăbiți de țară, în care de grăbiți de țară, erau foarte multe litigi, cum era și noi perculate. Dar care este șansa noastră? Nu s-a dat hotărâre de guvern. Nu există niciun act. Deci am vrea să ajung și eu. Deci acele protocoale între teatru, între prefectură, quartierul, cadastru, da, și cadastru, deci trebuiau concretizate pentru o hotărâre de guvern. Acea hotărâre de guvern, nici până acum nu a fost dată. Deci ca atare. Deci cartea funcțională. A spus să repete poate. Deci eu iasă cu acte cu mâna mea. Deci eu iau o cuvinte cu ce se poate face? Se poate merge pe calea administrativă, la contencios, la legea mea de aici. Sau dacă nu, la judecată, pe baza unui executiv ca să-l rog de terorul ăsta. Nu a dat nimeni de lucru. A fost acord cu Consiliul Local, respectiv a fost acord în 2011, a fost cu lăsată să trebuie, așa că așa s-a făcut treaba. Puteți verifica să ne reține și ce mi se pare absurd. Adică îl dau printr-o hotărâre Consiliu și îl iau înapoi prin proces. Mi se pare de noaptea mință. Din păcate, dar totodată spun că trebuie neapărat să ne luăm înapoi dreptul de administrare a proprietății noastre. Că deja nu suntem noi proprietari pe Sinicea și asta că nu plătim drumul în casă, niciun impozit, nu îi reperăm nicio autorizație cu ghinare, taxe, nimic pe aceste teritorii. Și toată lumea zice, am teren pe Mehania la Sinicea. Păi, deja vă avem. De fapt, deja vă avem. Eu și mama mea, unde pe lună. Bravo! Dar nu au fost emise acte pe hotărâre de guvern, ceea ce ne-a tot făcut.
Deci nu-i cazul numai la comuna Mehata sau pe Etulani. Multe țară. Adică de țară. Dar dacă vă știe, vă știu la urmă de nu se putea. Dacă Consiliul nu era de acolo, nu se putea. Nu putea. Și ne ține de acolo. Nu știu, 4.000 de hectare.
Ei, în realitate vă spun că nu este așa. Nu este, domnule ferește, nu e așa că găsește, că se închiriate până în prezent, îți date în concesiune, îi date concesiune de proastă de 675 de hectare către persoane. Am aici listă, o să dacă e cazul, că acum o să vă spun pe cei de sau eu știu ce vom mai discuta despre treaba asta. Dar unde e diferența până la 3200? Am încercat să angajez un topograf, un topometrist să-mi identifice. Deci, pe stai un pic, și pădurea, fondul forestier deja predat la o costă de administrare, face parte tot de aici. Și proprietățile particulare ale oamenilor, tot de aici fac parte. Păi zic, omule, atunci, unde ne situăm? L-am chemat pe acel inginer Stan, care este șeful de proiect, să-l numesc așa, că l-am numit studiu, zice, pe mine mă mai plătești odată dacă vrei să arăți suprafețe, că altfel mi-au făcut unul să-l apreța sănătate. Deci, în momentul ăsta, a terminat pe acel, poate știți, pe Tufan, nu poate asta, a colaborat cu el, e priceput în pașii și astea. Și am terminat să identifice unde sunt aceste suprafețe, să ne arate. Și toate aceste cereri, vă promit, la toată lumea, vă vor spune câte repede, într-o săptămână, maxim două, posibil local, spre analiză și dezbatere și pare să-i oferă. Dacă au dat turismul. Dacă au dat turismul, nu ne-a zis. Care s-a zis cu taxele, cu revedențe, cu tot? La zis din 2020. 2020. Cam vă spun toți eu care am făcut cereri, solicitări, sunt îndreptățiți în a avea teren, față de cât au sau dacă n-au unii de loc dintre ei, dar în primul rând să fac să identific acest amplasament al instalației comunale. Efectiv, vă spun sincer, unde mă duc? Omul zice, nu e al meu, era dacă am proprietate, dar ăla zice, nu e de aici, omul e pom forestier, nici unde găsim, nu știu, vă spun, 3200 de hectare, foarte mult, deci. E mult rău, 3200 de hectare. Dar le vreau să trage despre efectivul care a făcut amenajamentul, să trage în instanță, după cum ai suprapus parcele. Eu i-am spus să îmi raportă fotoplatul și coordonatele sau hărțile în devedere. Sunt coordonate este așa. Și îmi dau în capul respectivul, pentru ce? Cam asta e ce vreau să instanță să ne dea bani înapoi. Ar trebui să ne dea bani înapoi. Așa zic. Propun de ghilor. Sunt unele zone, am identificat câteva suprafețe împădurite, nu fac parte din fondul forestier, într-adevăr, fac parte din stat, dar puține la număr, până la 3200. Acolo mi-s doresc 100 de hectare. Le-a identificat, alea sunt cuantificate în acum. Dar problema că nu găsește câteva 2000 de hectare. Mai e ceva și pe Valea Cerului. Și pe Valea Cerului, Topenia ia una, pe zona aia de cură cu mine. Păi da, dar atunci am avut. Sunt pas la opor. Păi da, dar atunci ele au dublă rezidență. Odată în aranjamentul civic, odată în ăsta pastoral. Dar atunci înseamnă că de undeva... Aranjamentul se mută la opor. Păi, la opor înseamnă că la ai niciun de așa. Pentru că aranjamentul civic, dacă se duce în instanță, să dea de bun, și tu în catastru, aici ești posesor, aici ești posesor, dar aici ești păi, nu că se poate acum, da, dar e vorba de o suprafață mică ce zici, că dacă vorbim de 100 de hectare, dar până la 3200, ai problema. Regova, vă dau exemplu, am discutat cu primărița de acolo, încasează la bugetul local câteva miliarde de lei numai din aceste concesiuni, că au foarte mult instalat. Și noi, dacă am reușit să închiriem 3000 de hectare, vă dați seama ce ar fi pentru dumneavoastră. Și s-ar dezvolta, avem aici doi fermieri care ar putea să se dezvolte. Plus, pe lângă ei, am venit și alții. Domnul primar, vă rugăm mult de tot să urgentați cu acest domn inginer care se ocupă de problemele astea și să știe. Toate colibrile care sunt lângă Islas s-au extins cât au putut fiecare. Atât la Curva, cât și la Glob, cât și la Bolvașița. După aceea mai acolo, pe Valea Cernii, golul alpin de 500 de hectare, știe domnul Fandor, că am mai avut cu dumneavoastră o discuție, unde stare golul alpin? Că ăla e ca pahar de curat. Cine îl deține? Aparținând satul de Bolvașița. Cine deține acel instal? Nu și-am spus mai înainte, aici, deasupra de domnul Gret, de 100 și de hectare. Să-i dăm în gaz, să-i dăm în gaz acestui topograf. Să-i dăm în gaz o săptămână, o zis că într-o săptămână... De dumneavoastră depinde, nu de noi, ceilalți. Să-i dăm în gaz o săptămână, o zis că lucrează la studiul ăsta.
Vă rugăm mult de tot să limpeziți lucrurile cât mai repede, că e bine pentru toți. Am tot interes să fac treaba asta. Și vă rog pâine. Ce facem? Mulțumesc pentru voi. Poftim? Da, Ocean are 10 hectare. 20 hectare. Ce facem cu contractele, dragi consilieri, care nu, la care nu s-au respectat prevederile lor, adică nu și-au achitat dările către bugetul local, conform prevederilor din contracte. Ce facem cu ele? Decizia este la conform obligațiunile contractuale, câteva numai, foarte clare. Necurățirea suprafeței, neachitarea redevenței, ci mai ne jucăm de-a țara mea. Neîncărcirea creierului. Cea mai bună dorere este asta cu neachitarea dărilor bănești. Da. Și una și alta, să leagă, să cupă una cu alta. Neîncărcirea creierului. Fiindcă eu, cum am 5, anul 34, am urmă majoritatea, cum 45 la ce de impreție, vine și se prindă, și prindă tot când vrea, când vrea cu hartă, și când vrea, la care e următorul, cum e convine să mai este. Cum îi dai mea așa? Cum îi dai mea de așa? Cum îi dai mea de așa? Cum îi dai mea fumul, ubridarul, la mine în casă, niciodată. Eu le
După câte știu, eu fost sancționat, doamne. Eu ce ați făcut? Dacă ați dat consilia să continuare? Și i-ați dat 10 milioane amendă și? Și eu suport fumul și neastră? Eu sunt dat de oricare pe schimbismul, sunt dat cu fumul care se ocupă. Onestru. N-ați rezolvat nimic. Până nu am deschis eu procesul să rezolvăm. E treaba de șiri, urma de insul, e treaba primăriei. Nu-i treaba primăriei că mă fumă pe mine? Nu-i treaba primăriei? Nu știi noi, nu era treaba primăriei respectivă. Și care-i treaba primăriei atunci când în spatele primăriei se face construcție de 12 metri pătrați? Treaba mea? E loc, s-a făcut construcție pe un... Deci pentru construcție am deschis procesul. Nu trebuie să-ți plecați. Mă ajută domnul primar, mă ajută pe banii mei, că la vremea n-am stat niciun exact. În momentul când vedem o durere de căsorească, atunci nu ne putem încorda cu problema judecinalului. Vedem și el, ce ne liberează de fricția și atunci au lucrat. Nu sunt de acord, nu ne liberează. O să-i zice, nu o să dacă condiționăm atunci și lui trebuie și domnul Brancu și el are acolo. O să-mi fac și eu lângă domnul Ciprian, sunt condiționat și mie. Să vedem ce se întâmplă dacă o condiționăm așa la fiecare care vrea construi. Ăsta e apartamentul, stai în el, nu-ți convine, fă-ți bine după soare. Să ținem cont că domnul Bridaru nici măcar nu a luat apartamentul cu ordonanța 19. Tot cu relații și cu... Nu se încadra în nicio lege ca să ia apartamentul. Domnul Bridaru a pus stăpânire pe boxe, domnul Bridaru a pus stăpânire pe spălătoria blocului, deci eu trebuie să deschid 100 de procese că Bridaru vrea să fie stăpân pe tot imobilul în care stăm, nu se poate. Dar la vremea respectivă de ce ați fost de acord atunci? De ce am fost de acord? Ia să vedem cererea lui, dacă el specifică ce vrea să facă. Deci noi așa au prezentat aceea un tabel în care toți atatari și mă duc și la mine, ați fost de acord că ea să amenajeze. Domn primar, ați fost primar 22 de ani, ați citit cererea lui domnul. Dar nu l-a repus acel. Da, o foaie de matematică cu semnături. Ați fost de acord, dar semnat. Cu ce? Păi, poate am fost de acord să zugrăvească scara sau să repare acoperișul care ne plouă în 7 ani de zile. Eu spun de acord, dar sunt de acord să se nu e așa, aia spune eu. Păi dumneavoastră ați verificat vreodată. Nu știe. Despre asta e vorba. Și pentru ce? Ce să vedeți? Nu scrie nimic, eu fac aici. Atunci o să vedeți. Să-mi înseamnă că e drog, că nu trebuie să-i preparat aici. Dacă îmi spuneți că așa ceva... Dacă nu specifică nimic, nu... Corect. Nu, se născuri pe ce? Se specifică pe ceva? Nu știu. 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 Deci, din punctul meu de vedere, dacă e construit abuziv, nu are nicio autorizație. Deci, trebuie dărâmat. Da. Trebuia de mult. De 2 ani trebuia dărâmat, nu de acum. Dincă el trebuia să construiască. Mă ajute pe el din 2019, eu. Construită din 2019? Cam așa. 2018 s-a apucat, 2019. Păi și ce-a făcut? O luat 10 milioane amendă și o construit în continuare? Nu știu, stați un pic, stați un pic, nu ne-a concepte.
Nu mai am discutat cu mine. Ca să se pun documentația, să-i se pun, nu știu dacă sau nu. Dar nu s-a supus la vot. Și pune femeia, femeia a dat. Dar nu s-a supus la vot în prima. Cum? Nu s-a supus la vot. Acum de mult timp, la ziua asta. Domnule, deci noi am discutat, că femeia trebuie a placă și să mă luat ceva. Am discutat, da. Am spus că suntem de acord, ca să suntem de acord de principiu, ca să dăm documentul la comisie și comunicăm la data sau nu? Nu sunt de acord, nu sunt de acord. Nu, nu sunt votat, nu sunt votat. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Dar să vedem la la să registrăm pe camere, se vede pe acolo. Da, da, da. Nu s-a supus la vot. 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 Nu s-a supus la Dar după ce îți faci construcție, îmi pui și țeava în fața geamului să stau cu geamul la bucătărie 2 ani de zile închis? Da. Păi pe unde fac mâncare? Pe unde aerisesc când fac mâncare? Prin dormitoare? Că vrea bidarul? Dumneavoastră l-ați dat judecată și privind construcția. Și pe construcție, la fel. O să-i vine citație în câteva zile. Eu urmăresc pe tot disconfortul, doamne, și vreau să nu intru în lucrurile. Dar am 3 reclamații la 3 ministere de construcții, nu? Să trimitem pentru primăria mea de seamă să ce-l făcut, le-a dat 10 milioane și l-a construit în continuare. După ce și-a turnat pleacă de 12 metri, a venit și cu termopane de jur împrejur. A venit și cu țevi la mine în geam. Și mă și înjură pe deasupra. Păi nu se poate așa ceva, nu-i nicio problemă, aduceți televiziunea, dacă așa ceva să a fost posibil ce se facă. Deci se construiește din... Nu-i pe o hapă, în spatele primăriei construcția. 2 ani de zile nu s-a făcut nimic. Normal. În momentul când ați acționat, de viață, de viață, de viață, de viață. Nu, trebuie să te spui intrarea legalitate. Dar nu și-o spus la vremea trebuie, urbanistic, mai ales, mai ales. Deci, intrarea legalitate, nu trebuie să intre până de construcții s-au dărâmat, care au fost făcut ilegal, nici una. Nu, dar, în momentul ăla, nici una, o să răspund la fața acolo. Al Juanica Berarul e adevărat, îl găsit pe bătrâne. Nu, dacă se dă o sentință, nu așa judecă sentința. Și-a dat 60 de mici de acolo. Păi după să nu se sentință în loc. Ai sentința. Și niște primăria nu poate să sentință acum. O să nu deja. Eu când aș vrea să o dărâm acum, și o sentință nu trebuie să vrea să o dărâm. Nici nu ai interesă cu ea. Dar dacă, doamna... Dacă nu te dea zbune, nu construia. Dar nu asta l-ați ajutat, că a fost zugravă dumneavoastră, de-aia l-ați ajutat. Dar înțeles ce-a fost? Zubravul, mă rog, angajat cu primărie ce-a fost. Dacă doamna va căpăta aprobare de instanță în vederea demolării, cu siguranță vom proceda în... Obligatoriu. Eu mi-e de acord să așteptăm o zi de Eu așa vom. La domnul Iancu care l-a ajutat. Eu vă spun că până nu
Deci nu mă interesează mie să nu mai bage fumul în casă. Până decizia de instanță nu vine definitivă și revocabilă, nu o să iau nicio măsură. Nu pot să iau cum, să nu iau cum, n-am cum. Nici. Deci până, dacă deci, instanța vă spune demolare, demolare, frate. Eu așa văd, așa vă spune normale. Așa și voi. Trebuia să luați măsuri, să n-am unde aici să mă ajute pe 10 de milioane. Dar ați susținut într-un. Ați fost de acord toți. Cu ce? Păi dar dumneavoastră nici acum nu știți ce declarație are o foaie cu nouă semnături și nu spune pentru ce. De zile, deci așa, dar ce nu cred că e legală foaia cu semnături fără să specifice ce va face. Mai vedem, vedeți la o paristă, vedeți ce trebuie. Niciodată nu să fie valabilă. Când vreau să mi se aprobe ceva și scriu și cer ce vreau. Nu vin cu o foaie și o arunc. Vă spun eu că am vorbit cu avocații că nu-i valabilă. Dacă nu sunteți documentat, știți ce se întâmplă. Nu sunt dat de fapt, m-am văzut. Da. Da. Mulțumesc, domnul primar. La revedere! Sunt câteva solicitări și petiții cu valoare mai mari pe care le-am adus în considerare în 2022, dar, mă rog, sunt discuțiile... Pe ce? Adică nu ce poate? Deci, apropo de doamnă, când a fost dat un bran cu construcția, era ideea că vorbim tot să facă de jos până sus. Mai puternic jos ca să suporte toată greutatea, inclusiv și doamna. Pe parcurs, noi l-am răspuns după doamna. Nu știu mai cum să fac o doamnă. Doamne, răpia suport orice. Bă, a fost tot despre există. Deci, la început a fost de acord totuși, dacă după aia nu mai dau bani. Există celălalt bani în care a fost de acord. Doamna să facă deasupra și celălalt. Așa e documentar de vreau să facă. Că de-aia vreau cu scurt mai puternice și cu vinderea alea puternice. Că nu avea nevoie de asta construcție de solid. După ce a văzut că a făcut Branca, el a zis, nu vreau să continui. Asta a fost deci la început a fost tot de acolo, nimic și pe aia. Deci se cau tot cu ea la cimă și la cimă. Dar vreau că omul să schimbă, știi cum e. Cune cu oameni, cune cu oameni. Și prima. Tocmai de-aia, noi aici deciziile trebuie să le luăm cu celeritate. Și să fim foarte responsabili și înțelepți atunci când aprobăm sau nu aprobăm ceva. Pentru că după ani și ani, aceste hotărâri se pot întoarce împotriva noastră în grup, copac sau individual. Tocmai de-aia trebuie să fim... Poftim? Tocmai de-aia trebuie să fim foarte conștienți și să fim așa cu capul de umeri atunci când decidem într-o formă sau altă. Poate beneficia. O să mai citesc, să văd. Poate, da sau nu? Poate.
Nu iau și nu aveți care să ne contează. Și nu aveți care să ne contează. Dar ai bani. Dar ai bani, au legi, o stabilă cu niciunii. O stabilă cu sticatele, au un protocol să vină cu guvernul. Și primele din salarii chestii. Nu știu că dacă mai e, dar mai e. Prima din salarii este o modelă de bani și în contractul la colectiv. Da, da, au prevăzut la acea. Și de contul îl faci primărie. Așa, și au mai fost depuse petiții. Eu mi-am spus ca să vedem, să se știe când se organizează. Și mai avem cereri de concesiune de terenului câteva. Avem pe domnul Duiu Ion din Mehadra, care solicită o suprafață de 453 metri pătrați, din cenușii Basilicăi undeva pe Siminicea. Îl avem pe domnul Ștefan Petre, care și aici, în spatele casei sale, solicită o suprafață de 210 metri pătrați. La Siminicea? Da, e pe lângă domnul Neghină. Are locuind, are casa mea, Ștefan. Așa. O fi spre Siminicea? Siminicea. Neghină, îți găsim cu Neghină, deci 500 de metri, eu am fost... În spate e lipit de teren limitat de noi. Nu, în spate e de către Mehadra. Iar în spate acolo e în pădure, cicăriști. Deci e încă casă, să înțelegi. Da, da, da. Spate da. De către Mehadra. Da, da, da. Păi și lasă acolo, nu pot fi răși. Păi, vreau, nu știu, acolo, acolo. Acolo, nu știu. Haideți să-l cunoaște, domnule, eu
cunosc toată zona. Iată de acolo este... În spate era un dat în dalul Burgeș, da? Că mi-a dat de unde e? Băi, ascultă de mine, ascultă de mine. Acolo este izlază care poți de mergea mașinul la Buzău, la depozit, da? Dar nu l-a dat în gara, în gara, în gara, în gara, în gara. Eu vă zic, așa? Deci și ăla care este terenul ăla, ăla e terenul comunei mei adă, izlază. Au avut și încă în Bucovară, concesionar. Mă las că știu tot. Mă, istoric, nu te băga că vă spune. Eu am copilărit, am mai mult țară ca cineva. Nu te băga că unde nu trebuie, te rog. Deci ăla e concesionar, că poți de deaină cu Bucovară și de Tavi. Tavi Nuber. Tavi Nuber. Concesionar? Da. Uite, domn primar și domnul Iacu, știi treaba asta? Că ai lucrat la Bucovară, nu? Negoiți-o vinciunat la Iurea, așa? Lăsați-l pe Domnul să ne spună mai clar, că știu mai bine ca toți. Eu le rog cum domnul la țară, nu? De câți ani ai venit la țară? Câți ani? 40. Da? Da, dar nu cum o să-l 56. Băi, Nelu, ne rog cum o să. Deci, spuneți, mă rog, la consiliere, unde e terenul și despre ce-i vorba? Eu, ce să vă spun, ești dincolo mei, vine proprietar de perete, perete, vânzător, cum îi spuneți, iar după aceea am casă, am 500 ani, folosesc vreo 5 ani. Deci nu a venit nimeni, nu mă vrea nimeni. Deci la asta trebuie să folosesc pentru ce? Păi că pe acolo, prea mare lucru nu se face, că nu mă șoacă, nu mă nici. Da, na, hai să am și o zinui pentru ce. Deci nu-i pe nimeni, cu măsărătorile, ce trebuie făcut la perete? Ce inginerul? Nu e la fața lui. La fața lui, ce inginerul a fost? Am fost măsărătorile, pentru cine ține acolo? O pus și aici, dar nu a fost sigur. Chiș, chiș. Nu, 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 nu. Și-a fost cu ingerul, dar nu l-au la listă. Da, da, da. Am luat... Dacă nu puteai, și-a banii, la cine ai dat banii? La cine ai dat banii? De ce timp îți folosești? Unde ești? Unde ai dat banii? Hai de părere! Lasă-mi banii. De cât timp îți folosești? Asta îți ceva la pămânie. Asta îți ceva la pămânie când ați folosit. Nu, 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 n-au trecut prin comisii, n-au avizele de specialitate și acum am adunat
putem să facă acolo identificare. De acolo putem identificare, nu fac asta, corect. Da. Să vedem ce vreau să vedem la noi. Poate fi o persoană fizică, am văzut. Dar și poți, să bine, ne așteptam să rămâne în lucru pe aia studiu. Exact. Deci, noastră vreți să-l chiriați, efectiv, ne așteptam. Să-l congestioneze să dar domne, acolo cu sutașii, cu ce semnat. Stai cu tachii, cu chiși. Nu știu, mică, am greu direct. Dar și oamenii nu care nu de ce să ne facă o fație. Așa că identificarea. Așa că identificarea. Așa că identificarea. Așa că identificarea. Număr certificate de deces
numai la nivel de comună, dar nu în spitale, aia de fac acolo. Număr cărți identificate, 123, număr vize reședință, 71, număr dosare, ajutor social, 32, alocații de stat, 31, număr asistenți personal, 26, număr persoane beneficiare de indemnizație climatică, 43. S-au înregistrat un număr de 4779 de documente în legislatura primăriei. Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în luna ianuarie, februarie anului 2020, a fost la venituri 5630 de excedent, au mai venit 1594 și cheltuieli 7224, asta a fost însă aprobat bugetul inițial cu rectificările plus minus numărul. Asta a fost cam un mare activitate în 2020, ca cifre. Am fost pe teren cu directorul de la Transgaz, am văzut traseul care de magistrala a traversat comuna noastră, începe de la Iardaștița, de pe malul stâmpei Galceanei, face traversarea drumului național și apoi ferate în zona cu Simuț, Oliveriu Simuț, și de acolo merge paralel cu calea ferată până spre directorul Gavrilă, pe Crocolea, mă refer, pește paralel cu calea ferată, traversând toate proprietățile, după care urcă în Lazul Mare, coboară acolo vis-a-vis de Gorșanu și ulterior merge pe zona aia de Zăuci. După aceea, retraversarea drumului și a căii ferate se face prin dreptul pe unde a construit Ionuț Ureche acea casă. Deci pe acolo se traversează, traversează același și urcă pe zona Străjoțului, după care își continuă traseul tot pe acea, tot pe acea parte. Exact. Și vei până acum, nu? Traseul lovesc și-a primit, nu știu. Exact. Acolo are lovesc, în Apucă, da? Acolo. Nu era un pic de diferență de traversări. Da, domnul Vice. Și noi, comuna Mehania, de mergi la Icoana, avem bărți. Noi facem străzi și facem la Ipășița. Și noi, în centrul comunii Mehania, avem baltă de la Icoana. Să duce omul cu alimentația. Da, eu am plecat. Da. Și aici, în centru, noi vedem la Ipășița. De acord cu și cu Ipășița. Dar noi, în centru, avem numai propagă. Și aici mă nu le vedem. Că dacă e directorul grafică cu coaie mare, spus cu da, atunci trebuie să nu știu ce. Aici nu vedem ce trebuie. Nu, dar nu se mă la de gândit. Nu, 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 înțeleg că e un moment, cred că, istoric pentru, nu știu, pentru comunitate. E un moment istoric, vă spun drept. Da. Așa ceva, dacă reușim să ducem da. Așa este. Sperăm că vom duce la bun sfârșit toate proiectele noastre. Proiecte de mult. Cât ne zbatem să facem treaba. Mulțumesc mult și sănătate. Dacă nu, 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 nu,